un rezultat cu calități noi, după cum vom vedea mai departe, cred că este cazul, da? Și această filozofie a științei, care are cele două domenii, partea ontologică, care se ocupă despre natura obiectelor, ce sunt ele, vom vedea mai departe problemele care... Și una epistemologică, în raportul omului cu ele și cu posibilitățile lui de cunoaștere. Acum, am vrut să pun de la început problema care, orice s-ar spune, este problema principală, chit că suntem materialiști, chit că suntem de alte orientări, că suntem marxiști sau nu, dar toți gânditorii și-au pus-o. Care este raportul între spirit și natură, sau să zicem materie, da? Și aici, pe de-o parte, sunt două soluții care s-au dat moniste, în sensul că numai una dintre ele este cea determinantă și cealaltă este o consecință a cele determinante. Soluția spiritualistă în care, spiritul determină materia sau chiar numai el există. Soluția materialistă, materia determină, în mod extrem, spiritul lăsându-l o mică independență și sau chiar spiritul e reductibil la materie. O soluție dualistă, care de exemplu a fost al lui Descartes, că amândouă există și sunt relativ independente, să-i zicem culturalistă sau altă soluție, nu știu, e doar o soluție, o denumire ad hoc, așa, și în fine soluția interacționistă, în care materia determină spiritul, în sensul că după experiența noastră, măcar cea cotidiană, nu există, nu vorbim de lucrurile de domeniul religiei și credinței, ci de lucrurile de care se ocupă cât de cât știința. Nu găsim gândire fără un anumit suport material, la care nu se reduce la el. Și pe de altă parte, nu găsim materie care să nu fie măcar capabilă de anumite proprietăți care le atribuim spiritului. De la fenomenele de sensibilitate materială, de reacție materială pe care le găsim până și în domeniul fizic și chimic, la domeniile naturale, da, în care reacțiile sunt mai apropiate de cele spirituale umane și poate mai mult în cele. Așa că dacă, și nu mă îndoiesc la rândul că pe de altă parte e tot atât de evident din experiența cotidiană că spiritul poate să-și influențeze baza lui materială și avem atâtea exemple în istorie în care oamenii nu s-au redus la dorințele lor cele mai elementare și au putut să-și depășească fizicul lor, durerile și așa mai departe, pentru o anumită cauză spirituală. Și că au influențat și pe alții, ba chiar au schimbat lumea cu ajutorul ei. Sigur că, pe de altă parte, experiența mult mai comună ne spune că și materia determină, măcar din punctul de vedere al anumitor restricții spiritului, și că din toate astea se naște o interacțiune care nu este aceeași permanent, ci în orice moment, ci în orice loc, și pe care eu, pentru această viziune, așa, naturalism sau umanism, și până la urmă m-am hotărât, am spus acolo, la un naturalism umanism. Fie că privim așa cum era în Antichitate și spunem omul e măsura tuturor lucrurilor, nu prea sunt de acord cu asta, în sensul că tot ce există în lume e după măsura omului. Așa.
ci că există și ceva mai presus, cel puțin de fiecare om. Așa. Și mai mult, așa cum s-a spus în Renaștere, că microcosmosul uman este oglinda macrocosmosului înconjurător. Și uman, și natural. Și înclin mai curând spre această formulă. Și ca să ne aducem aminte de unii mai de aproape de noi, de formula sau de, cum să zic, de epitaful lui Kant. Da? Cu cerul înstelat deasupra noastră, deasupra mea și cu legea morală în mine. Acestea două trebuie să le vedem în același timp. Și dacă sunt, sunt împreună și nu sunt reductibile în alta, trebuie să conviețuiască, le avem în vedere și să încercăm să vedem dacă această concepție poate fi susținută, dacă am susținut-o și alții. Și poate ne spune ceva mai mult despre lume decât fiecare din concepțiile parțiale pe care le-am anunțat. Concepția asta, sigur că nu mă aparține. După părerea mea, este și regăsibilă în filozofia aristotelică, este regăsibilă și în filozofia lui Spinoza, și în filozofia lui Hegel. Hegel chiar spunea că nu este filozof ceea ce, cel care nu este spinozist. Mă rog. Și în același timp, el era și cel care a readus cumva întreaga filozofie occidentală după atâția secole de mutare de la dinainte de Renaștere, din nou filozofia lui Aristotel în atenție și arătându-i fertilitatea. Și o consider și eu. Și se va vedea în ceea ce vreți. Acum, încerc să văd câteva probleme. Dumnezeule. Aici este, sunt trecute problemele epistemologice, dar probabil că s-a pierdut și acea. Deci, există trei probleme ontologice pe care vreau să le urmăresc. În primul rând, problema relației dintre întreg și parte, și îmi permit să mă uit acum în lucrare, ca să vă mulți, așa, cu, adică ce relație există între întreg și părți, și între părțile lor, și dacă pot apărea proprietăți noi prin interacțiunea părților emergentă, cu soluțiile, pe de o parte, reducționism, reducerea întregului la părți, de sus în jos, aveam niște scheme interesante. Holismul, în care părțile sunt absorbite cu totul în întreg și nu-și păstrează independența. Așa. Și, în fine, a treia soluție este relaționismul sau, aș prefera să o numesc, interacționismul, în care, chiar în cadrul întregului, părțile interacționează între ele, interacționează cu întregul, pe de-o parte, pe de altă parte, există o acțiune a întregului asupra părților și din această interacțiune se nasc pe de-o parte proprietățile noi ale întregului și pe de altă parte, în sinteza pe care și interacțiunea părților în întreg, ele nu rămân la fel cum au fost la început. Deci se modifică chiar în ontosul lor, în existența lor, în structura lor interioară. Deci avem de-a face nu cu o coexistență separată, nu sunt aici, nu vă uitați,
că aici e ceva mai încolo, ci și am făcut scheme de promovare. Pe de altă parte, avem relația dintre ființare și devenire. Ce se petrece cu întregul când asupra lui intervin anumite acțiuni din exterior sau intervin schimbări din interior? Pe de o parte, ale părților, în sensul că apar unele părți noi și dispar altele, se schimbă relațiile între ele și relațiile lor cu, cu întregul. Și în fine, a treia, relația dintre... Și aici ar putea să dăm trei soluții, una fixism, una transformism și a treia evoluționism. În sensul că fixismul spune că nu se schimbă nimic, evoluționismul schimbă că, spune că există o plasticitate deplină a existentului la transformări, orice se poate face dacă există condițiile posibile, și transformismul spune că se schimbă, dar există o coerență interioară a întregului care îl face să aibă o anumită rezistență și chiar să aibă o stabilitate la schimbări. Și termenul ăsta de stabilitate care este folosit în teoria sistemelor și mai ales îl văd în teoria dinamică a sistemelor, în sensul că există transformări, dar structura anumită se păstrează dintr-o anumită măsură, mi se pare foarte important și mi se pare că aici ar trebui căutată soluția cea mai importantă. Și, în fine, relația dintre necesitate și libertate, dacă lucrurile naturii sau ale societății sunt determinate univoc de relațiile dintre ele, sau cu întregul, sau cu propriile părți, și soluțiile determinism, știm, indeterminism, nu sunt determinate niciun fel, și soluția la cale de mijloc, ca să zic așa, este un determinism parțial, așa, în sensul că sunt condiționate, dar nu determinate. În sensul că mediul și situațiile influențează obiectele și oamenii și mai departe, însă nu determină contul. Și această soluție, cred eu că poate să fie cel mai bine descrisă, deoarece avem de-a face cu o sinteză între necesitate și libertate, prin noțiunea unui determinism probabilist, care să fie în același timp un determinism dinamic, e vorba numai de o metaforă, dacă zic așa, nu neapărat că totul poate fi descris prin ea, dar ca să ne dăm seama de ea. Un determinism dinamic și probabilist în același timp, care dă posibilitatea alegerilor și în același timp există o situație eventual de convergență, dacă ne gândim la sistemele stohastice, dinamice, ergodice, care ar putea să ducă spre anumite consecințe finale, finaliste. Fie că e vorba de oameni, atât la un centru restrâns sau de lucruri sociale mai mari, fie la ansamblu societății sau al, sau al feral naturii. Deci, acest mod de abordare care are o anumită stabilitate, dă anumită posibilitate de a părților de a-și manifesta libertatea în alegeri și cu toate astea să se obțină anumite rezultate care nu depind de condițiile inițiale, ci depind mai mult de structura și de evoluția sistemului în sine, să fie cea care se poate da un răspuns. Am dat aici pentru aceste trei probleme, exemple, în lucrare, din păcate nu aici era și prea mulțit, nu am făcut chiar asta, nu am făcut, în fiecare domeniu științific, din cele științele care le-am spus, exemple pentru relațiile dintre parte întreg, relațiile parțiale pe care le-am spus cu, cu reducționism și holism, între relațiile dintre ființare, devenire și evoluție și, în fine, între necesitate, libertate și determinism parțial, eventual stocastic.
Acum, ajungând la problemele de epistemologie, am deosebit câteva probleme. Pe de o parte, natura cunoașterii, adică cum se poate face cunoașterea, care este substratul ei intim. Și pe de o parte ar spune că se poate proceda printr-o omologie, să găsim asemănări. Și am arătat acolo, pe de o parte, omul în fața naturii, în care se regăsește în natură. Și aici mi-aduc aminte de un vers al lui Baudelaire, tot așa, apropo de relația dintre om și mare, om liber, toujours tu chériras la mer. Om liber, vei îndrăgi întotdeauna marea, pentru că te regăsești în ea, în libertatea, în zbuciurile tale și așa mai departe. Da? Sau o relație pur și simplu dintre persoane în care te regăsești pe tine în alții și te regăsești pe alții și alții se regăsesc în tine și vezi asemănările și deosebire. Pe de altă parte, o relație de contopire sau identificare cu obiectul în care aproape toate diferențele dispar. Am exemplificat-o prin statuia sărutului lui Rodin, dar nu se referă numai la relația dintre bărbați și femeie. Cu toate că aș spune că acea relație de interacțiune pe care o urmăresc peste tot este foarte bine, se regăsește foarte bine în relația dintr-un cuplu. În toate felurile. Așa. Și, în fine, a treia soluție, care ar fi interacțiunea, armonizarea prin modificarea reciprocă, fie că o facem cu oamenii, mai curent sau mai puțin curent, nu știu, fie că o facem chiar cu natura. Pentru că această soluție poate să rezolve, dacă este posibilă, sau dacă măcar este studiată, să rezolvă unele dintre problemele dificile care au apărut. Sigur, de la Kant încoace s-a pus problema, da, simțurile ne dau nouă datele, dar mintea, intelectul uman este activ, le organizează. Și atunci, din cauza că el își impune pecetea asupra acestor date, le deformează și nu putem să știm ce e dincolo de ele. Da? Desigur că aceasta era un răspuns la ideea inversă. Conștiința este pasivă și simțurile și toate datele care vin în afară li se pun ca o pecete pe ea, pentru că este goală și primește totul și se modifică cu totul. Da? Avem aici, practic, ca la orice monedă cu două fețe. Eu zic că amândouă sunt adevărate. Dar problema este dacă conștiința își pune pecetea și nu se poate nega asupra datelor, ce ne facem că nu putem să cunoaștem cauza asta lucrurilor? Dar mai bine, asta, cum să zic, ideea asta de să încurcă în ideea că conștiința rămâne totdeauna la fel. Ori dacă privim conștiința în interacțiunea mic cu obiectul și cu natura, vedem pe de-o parte că și conștiința se schimbă, păstrându-și o structură, așa, se schimbă în raport cu interacțiunea cu lucrurile și pe de-altă parte și omul este capabil, singur sau social, să schimbe un obiect din fața lui sau niște oameni, sau chiar natura, nu cu totul, să spune cu totul, dar să-și pună amprenta. Mai sunt probleme despre modalitatea cunoașterii, dacă e imposibilă, posibilă sau necesară. Despre natura adevărului posibil, dacă este absolut sau necondiționat, dacă este relativ, că este condiționat, sau relativ convergent, cum spuneam, spre acel adevăr absolut. Despre metoda stabilirii adevărului, inductivă, pornind de la fapte la adevăr, deductivă, de la adevăr la fapte,
da? Sau de la ideile pe care le avem înnăscute noi spre fapte. Și cred eu că și mai bine este să spunem inductiv-deductivă, pentru că nu putem spune nici că ouă a fost înaintea găinii, nici că găinii a fost înaintea omului. Și activitatea reală de cunoaștere este o activitate care trece de la inducție la deducție și invers, într-un circuit neîntrerupt și care face cu adevărat esența cunoașterii. Aici am mai încercat să reprezint tot așa, prin niște imagini, natura relației subiect-obiect despre care vorbeam, un subiect pasiv și un obiect activ. Subiectul pasiv e ascuns acolo după tergele. Așa. Subiectul activ și obiectul activ, aici e un arc de chin și o colombină, și colombina nu prea răspunde la avansurile pe care le face. Așa, și în fine, subiectul activ și obiectul activ în care îl regăsim din punct de vedere al relației de cunoaștere descris în mecanica cuantică și în psihologia genetică, din exemplu. O relație între teorie și obiect care ne dă realismul, pe de altă parte constructivismul și relaționismul. Și în fine am încercat să reprezint cele două metode ca să vedem prin ce se aseamănă și prin ce se deosebesc. Metoda empirică inductivă care pornește de la date de jos, prin observare, experimentare, generalizare, construiește niște concepte care conțin mai mult sau mai puțin esențialul din obiecte, se construiește o ipoteză explicativă care este eventual validată extern cu compararea cu datele mai noi sau mai vechi și o validare internă, anume a consistenței teoriei și, în fine, o trecere la legi care, al căror ansamblu face obiectul teoriei, care, la rândul ei, face predicții și încearcă să vadă dacă aceste predicții sunt verificate sau nu, sau sunt falsificate sau nu, după cum ar cere Popper. În ce privește metoda de înțelegere care este preconizată în științele umane, avem pe de-o parte că oamenii studiază alți oameni, încearcă să construiască niște tipuri ipotetice de la femeile și bărbații de jos la două tipuri de bărbați și femei, construiesc după aceea, prin observare, intuire și comparare, niște narațiuni ipotetice relativ la desfășurarea relațiilor între aceste subiecte umane, din nou o validare internă și o validare externă, și nu o legiferare, deci pentru că științele umane s-ar zice că trebuie să ferească de legi, ci o structurare dintr-un ansamblu coerent, care îi spunem tot teorie, și care la rândul lui poate fi verificat să se verifice cu realitățile din afară ale faptelor prin verificare sau să fie să se valideze prin verificare sau falsificare, însă nepermițându-și predicția. Deci ideea unei părți ale științelor, celor care se ocupă cu științele umane, că este că în științele umane nu putem să facem predicții. Și că nu este corect să facem. Mai departe m-am referit la problemele epistemologice care apar în construcția unei teorii și care pot să fie, pe de-o parte, o sistematizare sau structurare, o demonstrație logico-matematică mai riguroasă și, în fine, metoda axiomatică. Cu observația că la validarea internă aceasta nu poate asigura adevărul teoriei singură
și vom vedea în istoria științelor că așa se pare că nu se poate, că pot exista pe de o parte mai multe teorii consistente din punct de vedere logic, referitoare la aceleași fapte și care concurează și că nu se poate să decidem care este cea adevărată numai prin consistență logică. Și avem exemplu geometria lui Euclid cu geometria lui Lovacevski pentru spațiul real. Amândouă sunt consistente logice, ba chiar mai mult, este demonstrat că consistența geometriei euclidiene este adevărată dacă și numai dacă este și cea celor neuclidiene. Și invers. Deci dacă una este consistentă și celelalte sunt, indiferent că luăm capătul dinspre euclidean, spre neuclidean sau invers. Deci toate trei au același grad de consistență. Deci decizia care este bună nu se poate face decât experimental și s-a făcut. Și apoi, relațiile subiectului cu realitatea. Așa. Subiectul cu alt subiect. Și aici avem un subiectivism sau un egocentrism din faptul incomunicabilității, un intersubiectivism, dacă avem o comunicabilitate totală a teoriei științifice și, în fine, un subiectivism, intersubiectivism parțial sau relativ, când credem că nu totul se poate comunica, ci că există și un incomunicat. Relațiile dintre subiect și mediul social, dintre psihicul și fizicul și relația dintre subiect și mediul său natural. Și ajungem acum la partea de istorică din antichitate, în care aș vrea să și am încercat să arăt că, pe de o parte, aceste două filozofii, și de-a lungul timpului, rămân fundamentale și să regăsesc ideile lor parcursul întregii istorii. Pe de altă parte, că filozofia lui Platon, care este socotită o filozofie spiritualistă, pe de altă parte înglobează în conținutul ei teoria atomistă, într-un mod foarte interesant, combinând-o cu teoria matematică pe care a preluat-o de la pitagoreici și construind teoria structurii atomilor prin obiecte spațiale regulate, că în etică este individualist și că în sociologie, pe de-o parte, colectivist utopic, chiar mai târziu, un fel de reformism al realității. Iar la Aristotel, că el care, pe de-o parte, este socotit metafizician de către mulți, adică numai speculativ, a fost un mare savant, din punct de vedere empirist, a făcut și domeniul lui de predilecție, în care și-a luat model pentru întreaga sa filozofie, au fost științele naturii, în care a studiat sute de specii, de plante și de animale, că n-a făcut studii asupra omului. Că teoria lui a lumii ca fiind ieșită din interacțiunea dintre un substrat material pasiv și o formă activă, este o formă a ceea ce am numit interactivismul și naturalism umanist, pentru că el nu s-o poate că acestea s-ar putea găsi separat, ci numai împreună, în interiorul realității. Că ideea lui despre cosmos se regăsește în ideea lui despre intelect și cunoaștere, în care regăsim un intelect activ, care este intuitiv, și care el și numai el are accesul la primele principii, pe când intelectul pasiv este, pe de-o parte, sensibil la simțuri și la datele din afară,
dar pe de altă parte este capabil să facă raționamente, dar raționamentele nu fac decât să-și transmită adevărul pe care îl primesc de la intuiția ordinară a adevărului prim. Că el deosebește ca patru categorii de cauze formale, materiale, eficiente și finale, pe care le-aș interpreta în ideea întregului și părților, cauza formală ca fiind cauzalitatea structurii sau întregului asupra influenței, asupra părților, și cauza materială a bazei substratului material asupra ansamblului total, și celelalte care sunt mai cunoscute, cauzele eficiente, cu cele pe care le-am zis noi că sunt fizice în general, și cauzele finale care sunt socotite specifice omului. Că deosebim un prim motor și un scop ultim, și că acest prim motor este în același timp și un prim intelect. Un prim adevăr. Am urmărit această idee de filozofi holiști sau atomiști, reducționiști, de-a lungul întregii filozofii de după Renaștere și Renaștere, ajungând la Kant, care vede știința universală intersubiectivă, caută universalitățile categoriilor mentale care le pierdea, se părea că le pierde prin senzualismul humeian, și presupune o universalitate a categoriilor, aparținând minții. Om, pe de altă parte, se bazează pe o fizică inductivă, dar fără să piardă calitățile domeniilor deosebite din realitate. Nu am uitat la ceas. Am ajuns la criza Revoluției și Revoluția din matematică, fizică și logică clasică, și aș vrea să spun, referindu-ne la problema, pe de o parte, a geometriilor euclidiene, neuclidiene, pe de altă parte a teoriei relativității și a mecanicii cuantice, că consecințele filozofice au fost, pe de o parte, din partea teoriei relativității, negarea spațiului timpului absolut newtonian, pe de altă parte, negarea apriorismului kantian, pentru că s-au dovedit că aceste categorii nu sunt unice, ci pot să fie cum există categorii tot atât de coerente și pe care le putem găsi, exemplu, geometrie neuclidiană, care este accesibilă. Și deci, cea euclidiană nu este născută minții, la fel și logica clasică nu este născută minții, așa cum credea Kant, că ele mai mult depind de experiență, așa cum a dovedit-o teoria relativității, atât cea restrânsă și mai ales cea generală, în care s-a dovedit experimental că spațiul înconjurător e curb și dependent de structura materială a lumii. Pe de altă parte, paradoxurile din matematică și logică au demonstrat că evidența trebuie neapărat deosebită de adevăr, că nu este suficientă evidența, impresia de evidență pentru a fundamenta adevărurile, pentru că exista, toată lumea era de acord că adevărurile, să zicem, ale geometriei euclidiene sunt evidente și că nu avem ce să discutăm. Și s-a arătat că nu e așa. La fel și alte adevăruri, de la cele matematice, mai exacte, teoria moțiunilor. Și că o consistență internă, teoretică internă, nu este suficientă pentru adevărul teoretic. Chiar Gödel a demonstrat, chiar pentru sistemele extrem de formalizate, încă din 1931, că orice sistem formal consistent, care include și aritmetica, nu își poate demonstra singur completitudinea folosind doar propriile lui axiome. Deci trebuie să se refere la procedee din afară, deci că nicio teorie, dacă nu are, măcar dacă are
partea cea mai elementară, aritmetică, nu este autoconsistentă. Nu am să mă opresc la filozofia analitică, pozitivismul și empirismul, pentru că ele sunt destul de cunoscute discuțiile. Evoluția lui a dus la un eșec. Chiar simplu fapt că s-a complicat în atâtea lucruri care au fost departe de cercetarea actuală și vie. Se poate discuta îndelung de astea. I s-a opus o teorie. Deci problema principală a fost nu putem verifica, deci în teoria empirică, nu putem verifica toate faptele pentru ca să stabilim adevărul sau neadevărul teoriei. Cu diverse soluții. Ce se poate face? Dar a venit Popper și a spus, nici nu e nevoie să căutăm să verificăm toate faptele. E de ajuns să încercăm să vedem dacă putem să dovedim greșeala teoriei respective comparându-o cu faptele. Adică să încercăm să căutăm o infirmare empirică a teoriilor, nu o confirmare lor. De ce? Pentru că știm că o teorie riguroasă, deterministă, poate să fie o mulțime de fapte care să o confirme, dar ajunge un singur fapt care o contrazice pentru ca să o dărâme. Asta la teoriile foarte riguroase. În fapt, teoriile au oarecare consistență și o stabilitate, că se pot restructura în funcție de anumite adevăruri care sunt neconvenabile pentru ele, ori restrângându-și domeniul, ori reorganizându-și cunoștințele. Popper respinge aceste soluții ad hoc, socotindu-le că sunt doar de conveniență, dar pe de altă parte i s-a spus și lui că e greu de deosebit o reformare ad hoc a științei de o reformare într-adevăr necesară și care să fie fructuoasă. Și s-a mai pus problema acum, acceptând teoria validității lui Popper, este faptul că teoriile nu se testează numai în funcție de fapte, ci ele suportă concurența altor teorii actuale care se construiesc pe același domeniu practic de fapte, cum s-a spus că faptele, există o subdeterminare a teoriilor de către fapte, adică putem avea mai multe teorii relative la aceleași fapte și că trebuie să intervină și deci alți factori în afară de compararea cu realitatea, cu faptele, pentru a determina dacă, măcar subiectiv, care teorie este mai bună. Și aici intervine, au intervenit sociologia și istoria științelor, care au încercat să vadă ce factori sunt aceștia, pentru că de foarte multe ori acești factori nu sunt mai raționali și deciziile pentru o teorie sau alta concurente. Nu se iau numai pe factori rațional, ci pe factori uneori subiectiv sau semi-obiectiv de frumusețe, de rigoare, de așa. Și că nu totdeauna se poate spune care dintre teorii este mai bună, cel puțin în mod riguros. Și de aici am încercat să văd care este evoluția filozofiei moderne a științelor sociale. Nu voi mai, deci în psihologie, o sociologie, psihologie. O psihologie reducționistă, alta holistă și, în fine, una dinamică, cea a lui Freud și a... sunt exemple doar. Sau una genetică, cea genetică a lui Piaget și aș adăuga aici și psihologia creativității lui Kessler, ca să-i fac plăcere domnului profesor și să o vadă și aici. Și cum fac cu multă plăcere, nu de dragul de a face, ci cred că aici așa are loc. Așa? O sociologie la fel, o listă pozitivistă prin organicismul lui Spencer și obiectivismul lui Durkheim și funcționalismul cultural al Malinowski, una reducționistă
care vine din teoria valorilor și școala de la Baden neocantiană prin Ricard și mai apoi prin tipologia weberiană. Am detaliat aici anumite idei ale sociologiei weberiene care cred că le cunoașteți, însă aș face o remarcă de ansamblu. Weber vrea să clasifice acțiunile, deci să fac o tipologie a lor. Chiar dacă ele sunt, cum să zic, individuale, pentru a fi cunoscute, trebuie recunoscut că trebuie să facem măcar prin asemănare, dacă nu prin analiză și prin disecție, o anumită înțelegere a lor. Și distinge patru tipuri. Două categorii raționale de acțiune. Una condusă de scopuri și alta de valori. Și a doua categorie este cea a acțiunilor iraționale, care sunt conduse de proiecte afectiv-organice, deci determinate proprii de bază organică, așa, sau de credințele sociale. Și mie mi se pare că aici găsim practic transpusă clasificarea pe care o face Aristotel a cauzelor și pe care le-a numit. Adică acțiunile raționale prin scopuri sunt cele finaliste în idealul Aristotel, cele prin valori ar fi poate cele evidente, cele materiale, am zis că este acțiunea ansamblului material asupra întregului și le-am găsit prin efectiv organice și, în fine, credințele sociale, la Aristotel, sunt forma care acționează asupra substratului și aici, la, la Weber, este partea de credințe sociale, da? Care se impun asupra individului. În istoriologie, o găsim o istoriologie reducționistă, zice că este cea hermeneutică individualistă, pentru că vrea să reducă istoria la individ, tot prin școala neocantiană de la Baden și hermeneutica istoricului și filozofului Collingwood, care era un foarte bun și mare arheolog al civilizației engleze din timpul roman. Și cele două curente, am spus la multe altele, dar foarte interesante, civilizațiile ciclice închise al lui Spengler, care seamănă în psihologie cu teoriile gestaltiste ale conștiinței, structurate, dar închise, zice eu, și civilizațiile ciclice deschise, pentru că cred că Toynbee este greșit pus în continuarea lui Spengler, deoarece el nu s-o poate că civilizațiile nu pot comunica între ele și că nu există ceva care se transmite chiar dacă au specificul lor. Și, în fine, istorologia interacționistă, zice, care mi-a place mie mai mult, este, pe de-o parte, cea existențialistă care se bazează pe forța individului excepțional, dar angajează spațiul social, și cele care, convențional, ar fi difuzioniste, printre care ar fi istoria universală a lui Macmillan și Bernard Brodel, atât cele ale economistului și economice, cu cele trei nivele, cât și cele ale civilizațiilor pe care le-am văzut. În sociologia științei avem, pe de-o parte, influența structurii sociologice din mediul în care se naște intelectualul care se imprimă asupra teoriilor lui. El se referea mai ales la teoriile din domeniul social, Mannheim, și socotea că există o elită intelectuală care ar putea să fie relativ independentă de această influență a structurilor sociale prin faptul că este selectată printr-o selecție valorică și pentru că această selecție are loc din toate straturile și păturile sociale și într-un fel ar face o relativă independență. Și al Merton, care a studiat dependența atât de ideologie și de religie, a
științei, cât și structurile sociale din comunitățile mai mici. Pe plan istoric, Alexandre Coiré, care a studiat influența filozofiei asupra cercetării prin exemple lui Galilei și Nicolae Platoniști, și așa, Kuhn, care îmbină știința eroică a lui Popper cu știința normală a lui Merton și a dezvoltat conceptul paradigmelor, care de altfel se regăsește și la Merton, care nu sunt doar teorii, ci niște forme mentale de organizare a întregii cunoașteri, așa cum sunt ele percepute și erau percepute și în psihologia gestaltistă a structurilor, a configurațiilor, și că alegerile dintre teorii se fac și pe motive raționale, dar și pe motive individuale existențiale. Și ar putea avea cu o asemănare cu Spengler, în sensul că el crede într-o oarecare măsură că există o imposibilitate de comparare a teoriilor științifice între ele și, pe de altă parte, că din cauza aceasta nu putem spune că există mai mult sau mai puțin un progres științific și un regres, pentru că nu putem face comparații. Asta i s-a impus, cred, mai mult din afară, pentru că dacă citești, îl citești, îți dai seama că el totuși crede în acest progres, dar arată că el este discontinu. Adică există și discontinuități în această evoluție. Spre deosebire de ceilalți care puneau în evidență numai caracterul cumulativ al cercetării, practic liniar, aditiv. Și Lakatos, care a încercat să apere teoria lui Kuhn a falibilismului, printr-o reformă pe care Iurea zice ad hoc, cu toate că era și el adept al lui Kuhn, Popper, în sensul că economiile, că științele au un nucleu dur care ar fi invariant și o centură de protecție care ar fi adaptabilă. Însă, ceea ce trebuie spus este că, ca obiecție la această teorie, este că nici centru dur, nici periferia aceasta nu pot fi determinate dinainte, ci doar istoric, ceea ce practic le face destul de inoperante. Sunt, în practic, o explicație post hoc, nu o explicație propriu științifică, da? Dacă nu acceptăm în asta. Și, în fine, sfârșitul, concluziile care aș vrea să totuși să le enunț. Relativ la ce spuneam mai mult. Da? Spuneam asta, mulțumesc. Că la specificul științelor naturii, putem spune că nici în științele naturii coerența internă nu este perfectă, este imperfectă, cum să spune că este și la științele socio-umane. Că rezultatele inducției nu sunt sigure, cum afirmă mulți oameni de știință din domeniul ăsta, ci doar verosimile, mai mult sau mai puțin. Că metoda deductivă, pe de altă parte, bazată pe evidențe, presupune și ea niște lucruri care sunt contestabile și că îi se pot opune niște evidențe la fel de tari, că în științele naturii, chiar și în matematică, interpretările sunt necesare și nu sunt întâmplătoare, ci sunt, fac parte din natura științelor respective, cât de matizate ar fi ele și chiar la matematică pură, că există și în științele naturii un indeterminism necesar substanțial, care se manifestă măcar sub formă statistică de determinism parțial, că există și în aceste domenii o dependență a subiectului de obiect, a cercetătorului de societate, cum s-a spus de mult în științele naturii, și că și în științele naturii se folosește în mod frecvent, cauzele finale. Și anume, chiar în mecanică, care se zice că este domeniul determinismului,
la extrem, explicare numai prin cauze eficiente, abordarea variațională, ca exemplu, și pornește de acolo, prin principiul minimei acțiuni care a fost indicat sau estimat de către Maupertuis, în care putem să dezvoltăm întreaga mecanică analitică care există sub formă, și a fost făcută treaba asta, sub formă de determinism cu cauze eficiente, se poate face în același fel prin cauze finale. Deci, și această abordare nu este doar formală, ci se poate găsi, cum arăt mai jos, și care nu există în lucrare, să poate găsi și un suport, ca să spun așa, ontologic, în teoria, în cosmologia relativistă sferică staționară, dezvoltată de Einstein împreună cu Gödel, același care a demonstrat paradoxul inconsistenței. Timpul este ciclic, este circular, deci avem la nivel cosmic o determinare a prezentului de către viitor, numai de către. Se poate împăca, și au dovedit-o chiar ei, această teorie, pentru că pe termen scurt avem un determinism de la trecut spre viitor, dar pe termen lung și viitorul oferită de trecut. Mă rog, sunt discutabile, dar vreau să spun că cel puțin formal, că este într-adevăr așa în realitate sau nu, este altă problemă. Dacă cel puțin formal se poate imagina și în domeniul fizic propriu-zis, nu numai din punctul de vedere al științei sau al construcțiilor noastre, ci și din punct de vedere ontologic, o situație în care să fie compatibile cu lumea noastră și în același timp să fie un determinism uman, nu este exclus. Și așa că vedem că intuiția odată veche de mult a școlii lui Zenon și Parmenide, care vedea, și o reprezentasem acolo o listă, că Universul este unic, compact, nemișcat și se autodetermină, o putem regăsi și într-una din variantele suficient de științifice din vremea noastră. La fel că și regimii cu științelor umane, pe care le-am spus, ca o coerență internă și deducție care se demonstrează cu ajutorul logicii care se folosește și în științele naturii, că există o posibilitate de matematizare în lingvistică și în logică, că există legi măcar de succesiune, că există un subiectivism depășit în teorie chiar prin între subiectivism prin axiomatizare și că deci asta presupune că nu tot este subiectiv la oameni și poate fi cunoscut, că acțiunile nu sunt libere, ci condiționate de abilități pe de-o parte intern și extern de mijloace, că experimentele se pot face și aici chiar dacă sunt nerecomandabile, de la psihologie unde s-au făcut, s-au făcut și la economie și este experiența de fiecare zi, dacă se influențează o nouă întreprindere, asta este un experiment cu rezultate care pot fi studiate și așa mai departe. Nu că se face de dragul experimentului, dar se poate experimenta. De altfel, și în științele naturii, exemplu în astronomie, mii de ani, astronomia a fost numai o știință descriptivă în care datele se puteau observa, nu se puteau face experimente. Mai târziu s-au făcut și experimente, dar astronomia a putut evolua foarte bine ca știință exactă, numai cu observații. Și în fine că am putea să definim, cum s-a definit de mult, libertatea ca o determinare interioară sau ca o determinare, ca o autodeterminare, și că deci așa cum în fizică și în natură avem o determinare prin scopuri, la fel și în științele sociale, putem să studiem autodeterminarea prin cauzalitatea internă. Și, mă rog, aici avem și în teoria deciziilor faptul care este foarte clar că putem să definim o acțiune, da, de optimizare, ori prin optimizarea, prin maximizarea rezultatului
Și nu avem, având, ținând cont de restricțiile de condiții, cât și invers, deci dual, că putem să facem și să descriem acțiunea respectivă ca o minimizare a consumului de resurse în vederea obținerii unui scop. Și că aceste două lucruri sunt două vederi care sunt perfect compatibile și nu sunt exclusive. După cum și spuneam că descrierea prin cauze finale și prin cauze eficiente nu este exclusă și va chiar foarte compatibilă și în fizică. Asta am făcut. Și mă scuzați de cât am luat. O curbă al asimilărilor, ea mai scăzut spre final. Dar dacă aș parafraza o piesă cunoscută de Angela Simina, prietenul Popovici a fost cel care ne-a răvășit părul și gândurile. Deci acum gândurile noastre sunt răvășite de acest expozeu cu densitate foarte mare. Părul depinde cât avem. Depinde cât avem, da, domnul profesor, într-adevăr. Este foarte bine pentru a da după aceea cuvântul referenților, aș spune o glumiță. Foarte des a apărut cuvântul problemă aici, în zi matematicienii, cu problemă și soluție. Un locatar la unui hotel coboară grăbit, se aruncă într-un taxi și îl întreabă șoferul: domnule, unde și încotro vă duc? Zice: oriunde, peste tot sunt probleme. Iar a doua glumiță este, se spune că Einstein a dat niște subiecte studenților săi la fizică și asistentul s-a apropiat să-i spună la oreche: maestre, știți, aceste subiecte le-a dat și anul trecut. Zice: da, dragule, dar răspunsurile sunt altele. Deci aici evoluția demersului științific, într-adevăr, ceea ce astăzi este valabil, mâine poate să fie contestat. Maybe. Mai ales în științe sociale. Eu știu de la teoria degetului, de la Iliescu, un deget îl privește așa de aici și de acolo, de la operator, îl privește altfel. Prin urmare, același deget îl văd din două unghiuri.